ați realizat în ultimele luni o consultare națională pe tema parteneriatului transatlantic între Uniunea Europeană și SUA. Ați realizat vineri o conferință de popularizarea rezultatelor la care ați avut o participare de prim rang din punct de vedere al invitațiilor europeni. Care sunt principalele rezultate ale acestei consultări naționale pe care ați realizat-o? Da, am descoperit în economia românească 31, ca să fiu foarte precis, de priorități, direcții, lucruri pe care economia românească le așteaptă efectiv de la această negociere. Am descoperit 6-7 puncte care din punct de vedere social sunt foarte relevante pentru societatea românească dincolo de economie. Și toate acestea s-au tradus într-o poziție destul de solidă, completă și sofisticată și nuanțată a economiei românești, așa cum am putut eu să radiografiez, în contextul acestei negocieri. Și la conferință am discutat și am avut reacții pe propunerile extrase, ca să spun așa, din economia românească, de la negociatorii europeni, de la cei care efectiv ne reprezintă în această negociere, de la cei care vor face tratatul din punctul de vedere al europenilor, și am avut și reprezentare, după cum știți, foarte bună de pe partea americană. L-am avut pe ambasadorul Statelor Unite la Uniunea Europeană, care la rândul lui a digerat aceste puncte și a reacționat foarte, foarte concret la ele. E genul de inițiativă, această consultare, pe care în mod normal o realizează guvernele, eventual Parlamentul, eventual partidele politice. Pentru că e vorba de un subiect cu potențial contondent, să-i spunem, și e vorba de un subiect, această negociere a acordului, care poate avea impact mare pe o economie, că e economia României, că e economia oricăruia dintre celelalte 27 de state membre. De ce ați făcut dumneavoastră această consultare? Aici sunt într-un ușor dezacord cu dumneavoastră. Nu sugerez că guvernele nu ar trebui să se ocupe și ele de subiect. Împotrivă, ele sunt cele care colectiv au creat mandatul de negociere al Comisiei Europene. Însă, competența de a negocia tratate de comerț este de 60 de ani a Comisiei Europene, e centralizată la Bruxelles. Guvernele și-au pierdut suveranitatea în acest domeniu la nivel individual. Ele se exprimă la nivel colectiv în Consiliu. În realitate, lucrurile se întâmplă cam în felul următor. Comisia propune un mandat de negociere și guvernele, din nou, istoric deja, de zeci de ani, s-au învățat să reacționeze la această propunere, să se asigure că nu sunt lucruri cu totul contrare intereselor lor, însă, știu eu, partea de dinamică, partea foarte activă din negociere, atât în a crea mandatul și apoi în a-l duce la îndeplinire, e totuși al Comisiei. Deci e o putere strânsă la Bruxelles și cenzura politică democratică pentru această putere vine din partea Parlamentului European. Deci, cu adevărat, cei pe care trebuie să-i tragem la răspundere, să canalizăm pe direcția pe care noi, România, noi, economia românească, ne-o dorim în această negociere, exact. Sunt totuși Comisia Europeană și Parlamentul European. Eu n-am făcut o favoare României făcând această consultare. Mi-am făcut datoria de europarlamentar care în Comisia de Comerț Internațional trebuie să cenzurez Comisia Europeană, în Comisia de Comerț Internațional a Parlamentului European, trebuie să am grijă cum Comisia Europeană urmărește să reflecte și interesele țării mele unde am fost ales. Deci, fără a judeca în vreun fel ce a făcut sau n-a făcut, ce ar fi putut să facă guvernul, am auzit păreri în funcție de pe cine asculți, nuanțele sunt diferite. Cred că e excesivă o critică exclusivă asupra unei administrații naționale, oricare ar fi ea. Deci, dacă am vorbit de cea de la Berlin, practic reacția ar fi similară. Să ne întoarcem la consultarea pe care ați realizat-o pe o scară de la 1 la 10. Care ar fi gradul de informare în societate pe acest subiect? Și dacă, când vorbim de societate, ne referim la sectorul economic, la societate civilă, la mediul politic. Da. La sectorul economic, aș spune undeva acum suntem în zona de 7,5%.
cred cu toată modestia că poate un punct jumătate din acest grad de informare l-am adus și eu cu campania de consultare din mai încoace. Multe firme, toate organizațiile patronale, deci am scris la peste 1500 de firme, am scris la toate organizațiile patronale, am creat un formular online, am avut foarte, foarte multe dezbateri, discuții individuale sau pe sector cu companii. Cred că am ajutat și la creșterea gradului de cunoaștere. Adică a fost și o muncă de evangelizare? A fost, nu știu care ar fi cuvântul potrivit, pentru a extrage o reacție informată sau în cunoștință de cauză, a trebuit să și informezi. De multe ori am dat destul de mult context pentru că oamenii să poată să-și dea seama și să verbalizeze. Ah, stai, de fapt, că mă interesează. Nu ești neapărat conștient și noi, în general, în România, suntem destul de fataliști. Nu prea ne vine să credem că mediul mare, strategic, poate chiar fi influențat de noi. Asta e o negociere și noi putem să avem un input, o influență în această negociere, chiar schimbând lucruri mari pe care nimănui nu-i vine să creadă că aș putea eu, știu, parlamentar român, să am o influență asupra taxei vamale pe care o plătește el, parlamentar european român, pe care o plătește el în Statele Unite peste 2-3 ani. Ei, adevărul e că eu chiar pot să am această influență și oamenii care au venit la București sunt cei care efectiv negociază și aceste lucruri în cadrul tratatului. Asta e obiectul tratatului. Deci noi chiar suntem reprezentați în negociere. Ei, am avut reacții relativ sceptice de la multe companii, însă ușor am văzut că s-au antrenat în proces și au dat seama că nu e o glumă, nu e un moment de propagandă, de PR ieftin și politicianist. Și cred că a crescut și gradul de informare. Pe de altă parte, sunt companii care exportă în Statele Unite. Evident că ei știu foarte intim această piață, știu ce probleme au în vamă uneori, știu unde sunt taxele vamale excesive, știu când nu au acces la piață sau trebuie să îndeplinească condiții foarte costisitoare pentru acces la piață. Oamenii ăștia știu. Legate de standarde, pentru că aici e o mare dificultate. Absolut. De acces pe piață, nu doar tarifele vamale. Sigur că da, tarifele sunt o mică parte, însă din fericire cumva, România e afectată de câteva vârfuri tarifare. Spun din fericire pentru că pe acestea aproape sigur le vom putea elimina. Adică e potențial de interes uriaș. Exact. Și asta e partea ușoară a tratatului. Întotdeauna la tarife te înțelegi mai repede că e vorba de la schimb de a reduce niște vârfuri tarifare decât te înțelegi pe reguli, care schimbă regulile societății, unor instituțiilor. Acolo e mai complicat. La tarife însă, înțelegerea, după ce stabilești și ți-ai protejat lucruri sensibile pe care nu discuți, e mai ajungi mai ușor la înțelegere. Care ar fi sectoarele sau zonele din economia românească care ar beneficia de aceste scăderi abrupte de tarife? Încălțăminte, da. Masiv, ceramică, textile. În zona de industrie agroalimentară există astfel de scăderi acolo, posibile? Nu. Acolo problema e, de pildă, la produse, la carne, preparate sau produse din carne, sunt reguli de acces pe piață. Da. Deci nu tarifele sunt problema, ci faptul că nu ești nici măcar eligibil, pentru că sistemul românesc de sanitar, fitosanitar, nu e recunoscut ca echivalent celui american. Ne întoarcem la percepția societății românești. Da, la cealaltă categorie. Deci economia știe destul de bine și evident cei care sunt implicați pe piața asta, societatea ceva mai puțin, dar vreau să spun că nu e un excepționalist românesc aici și mie îmi place lucrul ăsta, e un fel de bun simț colectiv la români. Suntem o economie de, anvergură mică, medie. Suntem politic, geopolitic, o țară la periferia Occidentului. Asta e o realitate fizică, nu e o judecată asupra României. Și instinctiv, populația României sprijină nu doar o relație în general cu Statele Unite la nivel strategic, militar și așa mai departe, ci și mai multă integrare economică între Uniunea Europeană și Statele Unite, simțind probabil, chiar dacă lucrurile astea nu sunt neapărat verbalizate, dar asta e frumusețea instinctului colectiv, simțind că cu cât integrarea economică e mai puternică între Europa și Statele Unite, cu cât e mai mult masă în centru gravitațional al Occidentului,
cu atât și forța de atracție și securitatea, practic, României în cele din urmă este mai solidă. Și cu cât Statele Unite sunt mai prezente economic în România, cu atât și prezența securitară, militară, la o adică a Statelor Unite, e mai sigură. Aveți cifre legate de acceptabilitatea acestui tratat în societatea românească? Da, absolut. E un eurobarometru faimos. 75% din români susțin TTIP-ul. Cred că e țara a doua din punct de vedere sprijin, dacă nu mă înșel, Lituania este pe primul loc cu 78-79 și mai e apoi Malta cu cifre asemănătoare cu România. Care sunt însă țările din Uniunea Europeană cu cel mai mic grad de acceptabilitate? Germania, Franța, Valonia, Belgiană și Austria. Vedeți vreun scenariu în care această opoziție puternică în țările pe care le-ați menționat să ducă la o deraiere sau o întârziere semnificativă a negocierilor? Știți care e paradoxul? S-ar putea să ducă la o accelerare care să fie defavorabilă. Deci, care ar fi mecanismul? Păi doamna Merkel ar vrea să se închidă TTIP-ul cât de repede pentru a evita să se pună problema ratificării în anul electoral german 2017. Și aici un mare risc, pentru că dacă noi, deci presupunând că ne grăbim foarte tare din motive politice, avem alegeri în Franța, alegeri în Germania, avem referendumul britanic. Pentru asta, culmea, oameni cu societăți care privesc în mod diferit America vor un TTIP închis cât de repede. Italia vrea un TTIP închis cât de repede pentru că are vârfuri tarifare mari, cum avem și noi, încălțăminte, ceramică. Da. Și ar beneficia și astea sunt lucruri pe care le-ar putea lua imediat. Și li se pare că poate restul sunt povești pe termen lung. Ei, din punctul meu de vedere, riscul e dacă facem un TTIP ușor, un TTIP light, cum am spune în engleză, o formă, diluată. Parțială, diluată, riscul e că lăsăm toate subiectele cu adevărat grele, dar care ele înseamnă integrare economică și ele înseamnă o perspectivă solidă de competitivitate și supraviețuire împreună a celor doi poli ai lumii occidentale și pe termen lung. Și eliminarea tarifelor vamale e integrare, însă integrare puternică cu adevărat semnificativă la scară istorică, să spun așa, e dacă ne armonizăm și regulile, cel puțin într-o măsură semnificativă. O teama mea e că dacă ne grăbim să facem TTIP-ul mâine dimineață, luăm cei mai ușor și lăsăm tocmai aceste lucruri care ele sunt controversate în anumite părți, în anumite societăți europene și parțial chiar în Statele Unite, unele dintre ele. Deci dacă luăm tot ce e ușor acum și lăsăm tot ce e complicat pe mai târziu, s-ar putea ca acel mai târziu să nu vină niciodată. Deci trebuie să o facem bine. Care e stadiul negocierilor SUA-UE în acest moment? Așa, la nivel cantitativ suntem fix la jumătate. În sensul abordării subiectelor cu adevărat grele, nu suntem la jumătate. Deci ele au fost primii pași rapizi au fost făcuți pe temele mai puțin contundente, au rămas la urmă, să spunem. În orice negociere, temele foarte grele rămân la final. Problema e că noi nu ne-am apropiat nici măcar de cele mediu grele încă. Care e calendarul cel mai optimist? Cel mai optimist e 2016. Să intre în 2016, să fie semnat și să intre la ratificare. Să se închidă negocierea în 2016. Când avem și ultimul an al administrației Obama, da. Cel care este unul din promotor principal. Da, din păcate el a fost și promotorul TPP-ului, acordul transpacific, care din punctul meu de vedere e o greșeală strategică mare. În ce sens? Păi în sensul că pentru competitivitatea lumii occidentale și supraviețuirea la pachet în sensul de, știu, un loc decent din punct de vedere economic pe planetă, cred că e mai importantă integrarea economică în interiorul Occidentului decât cu țări din afara spațiului occidental. Pentru că avem valori comune și avem mai mari șanse să ne prezervăm. Și valorile comune nu sunt o poveste goală. Dacă ne uităm în jurul nostru, vedem că lucruri pe care poate le luăm așa ca fiind garantate, nu sunt deloc garantate. Ce înseamnă mai concret lucrul ăsta? Cum se traduce ceea ce ați spus? Păi, din punctul meu de vedere, ar fi fost mai înțelept ca să facem TTIP-ul Statele Unite și Europa
între noi. Ca să avem acest nivel să avem acest nivel și să avem niște valori la care să se raporteze ulterior și restul lumii. Și mai multă putere economică în raport cu restul lumii. Pentru că totul până la urmă se reduce și la o competiție economică foarte dură. Deci ce înseamnă acordul pacific pentru noi? Înseamnă că pe piața americană, lucruri foarte concrete, pe piața americană companii europene vor fi înlocuite. Deci anumite cote de piață europene se vor diminua și vor fi înlocuite de o cote de piață ale țărilor asiatice. Deci o companie din România care vinde poate mobilă ar putea să piardă fața unei companii care vinde pentru mobilă din Vietnam. Totuși, comerțul liber înseamnă și integrare economică. Acum Statele Unite au dat un semnal foarte puternic, de fapt se întâmplă doar un semnal, se integrează cu Asia mai degrabă decât cu noi. Eu aș fi preferat ca ordinea să fie să confruntăm lumea împreună, să facem să amorsăm un proces de integrare profundă între noi și apoi cu toată gentilețea posibilă să abordăm și restul lumii, mai degrabă decât să construim pârghii unii împotriva altora integrându-ne cu restul lumii mai întâi. E o poziție personală sau o simțiți și la nivelul Bruselului, la nivelul Parlamentului European, Comisiei Europene? Nici într-un caz nu pot să spun că o simt la nivelul Comisiei Europene, aș face o injustiție acolo. Sigur că procesul de, sau fenomenul de, cred că îi spune în românește, deviere de comerț, poate e un termen și mai potrivit decât ăsta. Când ești înlocuit pe piața unui terț, pentru că acel terț are un acord de liber schimb cu altul, sigur că e cunoscut, ăsta e secretul lui Polișinel, dar nu e neapărat politic foarte înțelept să spui la nivel executiv lucrurile astea. Eu sunt liber pentru că mi se pare onest reprezentând, poporul european, cu sau fără ghilimele, și sigur pe cel român, fără ghilimele, mi se pare firesc să spun lucrurile astea. În orice carte de comerț internațional le afli, de altfel, nu e mare secret. La nivelul Parlamentului, sigur, sunt colegi care sunt foarte conștienți, sunt colegi care nu sunt neapărat, atenți la toate detaliile și nici nu e cazul, pentru că toți ne bazăm pe cei care sunt în comisiile de specialitate. Însă am descoperit cu mare bucurie, cumva, congresmeni americani care înțeleg lucrul ăsta foarte bine. Cei care sunt mai atașați, practic, o integrare mai puternică a celor doi polei Occidentului, practic, exact, Uniunea Europeană, exact, și Statele Unite, și văd o greșeală strategică. Și acolo se îmbină valorile comune cu angoasa că Vietnamul, de pildă, va fi o nouă China pentru America și ar putea să urmeze un nou mic, mediu val de dezindustrializare, așa cum s-a întâmplat. Deci în America există o traumă chineză sau o traumă legată de China. A plecat clasa mijlocie cu industriile spre China după ce China a intrat în OMC și înainte, dar s-a accelerat după ce China a intrat în OMC. Există o reacție sociologică destul de puternică la acest lucru. Acordul transpacific e văzut în același registru de foarte multă lume, s-ar putea să se repete cumva trauma chineză, poate pe o scară mai mică, prin acordul transpacific, integrarea cu bazinul. Să ne întoarcem la calendarul TTIP. Care este scenariul cel mai pesimist? Cel mai pesimist 2021, zic eu. De ce exact de ce? 2021? Pentru că dacă nu reușim în 2016 și nici în 2017 din motive de alegeri europene, urmează 2019. De ce ani impari? Se spune că în America nu se adoptă niciun acord de comerț în ani pari. Pentru că e vorba de finalul final de mandat. Și sunt alegerile parțiale pentru Congres. Deci la fiecare 2 ani. Deci avem 2017, dacă nu reușim să închidem până atunci, urmează 2019 când avem alegeri în Europa și se schimbă Comisia Europeană și apoi urmează 2021. Aș întoarce la România. În urma acestei consultări cu mediul de afaceri, ne-ați spus care sunt așteptările lor, care sunt și cele mai mari temeri pe care le au în fața acestui tratat. Da. Sigur, pe partea de așteptări avem și multe alte lucruri bune. Nu știu dacă o să avem timp să le discutăm acum. Singura angoasă mare pe care am întâlnit-o într-un sector este cela al creșterii, al păsării, mă rog, al creșterii puilor. Avicultură, să spunem, da. Pui și pasăre.
unde teama de... Deci Statele Unite au un model foarte, foarte industrializat. Sigur, și modelul european e mai degrabă industrializat. Însă fermierii, crescătorii noștri de pui și pasăre au standarde foarte stricte și costisitoare, reflectând valorile unei societăți, mă rog, postmoderne, postmateriale, bunăstare, mediu. Și lucrul ăsta costă, pe tot lanțul de producție costă. Ei, punctul lor de vedere, care cred că e valid, este valabil, este că fermierii americani sau crescătorii de pui și pasăre americani sunt mult mai puțin supuși unor astfel de constrângeri. Deci în măsura în care i-ar putea să intre liber în Europa, ar fi injust și ar putea să măture o bună parte din puiul și pasărea europeană, respectiv românească. Alte industrii care își fac probleme legate de negociere, așa cum arată în momentul ăsta mandatul? Deci am mai întâlnit parțial la textile. Sunt unii cărora le e teamă că eliminarea protecțiilor ar duce la, nu atât la înlocuirea lor pe piața românească, cât la înlocuirea lor pe alte piețe europene, de pildă Germania, pentru că Statele Unite sunt destul de, sau chiar foarte în anumite zone competitive pe textile. Însă am întâlnit în interiorul acestei industrii și opinia exact contrară, conform căreia produsele lor, în general produse în lon în România, sub branduri puternice și de calitate foarte bună, sunt deja bine poziționate față de cele americane pe piața globală și că ar putea să facă fără probleme față concurenței în Europa. Deci aici am întâlnit nuanțe. Singurul sector cumva fără, cu o opinie foarte omogenă, e puiul și pasărea. În rest, marea majoritate a sectoarelor, asta e vestea foarte bună pentru noi aici, sunt ofensive, în sensul simt că au mai mult de câștigat decât de pierdut sau nu au nimic de pierdut. Pe toate calculele făcute cu informațiile disponibile la acest moment. Deci știți cum? E acel indice al optimismului managerilor din Germania care îți indică pulsul economiei germane. Deci nu știu în ce măsură au calcule econometrice, dar sunt firme care cunosc bine piața și care simt că dacă bariera X, Y, Z, tarif, regulă, nevoie de acreditare, de standard și așa mai departe, e eliminată, ar face mai bine pe piața americană. Și pentru, din punctul meu de vedere, e mult mai relevant decât orice serie statistică moartă. Unul din capitolele extrem de interesante în această negociere e energia, și anume dorința de multă vreme exprimată a Uniunii Europene ca producătorii americani de hidrocarburi, petrol, gaze, să poată să-și exporte producția și în Uniunea Europeană, SUA fiind în momentul ăsta o piață închisă din punctul ăsta de vedere. Vedeți vreo posibilitate ca SUA la finalul acestor negocieri să accepte această posibilitate? Absolut. Eu cred că SUA vor accepta această posibilitate chiar înainte de încheierea TTIP-ului. Deci eu lucrez cu un număr de congresmen cheie acum din state producătoare, mai cu seamă din state producătoare de gaz și petrol din Statele Unite, să treacă și sigur eu le acord tot sprijinul politic în Parlamentul European și o să vedeți în curând și ceva manifestări publice pe această temă, adică în spațiu public în Statele Unite, pentru a liberaliza foarte repede, chiar înaintea încheierii TTIP-ului, exporturile de gaz lichefiat, în speță, LNG, și petrol din Statele Unite către Europa. E un interes strategic al Statelor Unite la acest moment, pentru că prețurile sunt în general foarte mici, cu revoluția gazelor de șist în America, prețul la energie a ajuns foarte mic și au deja un așa numit supply response, adică sunt un răspuns al ofertei. Prețurile sunt atât de mici încât trebuie să pună exploatări în conservare sau să nu exploateze și pierd. În momentul acesta, industria americană e atât de competitivă încât și-ar putea permite să exporte și nu mai există angoasa securitară. Deci ei și-au introdus aceste interdicții la export în anii 70, când au fost șocurile petroliere. Acum nu mai e cazul. Ei se comportă încă legal vorbind ca și cum ar fi într-o economie de raritate a resursei, dar de fapt e o economie cu abundența resursei. Abundență și pe gaze și pe petrol. Și pe gaze și pe petrol, sigur că da. Sigur că da. Sigur că da. Resursă uriașă. Și pentru noi e absolut vital, pentru că în TTIP, dacă noi scoatem protecțiile pe care le avem încă tarifare, la industriile energo-intensive din Europa,
dar nu avem prețuri comparabile sau rezonabil de comparabile la energie. Mai avem și un sistem de pricing la carbon pe care ei nu l-au pentru emisiile de carbon. Ne punem industriile într-o situație. Pentru că exact. Oricum multe dintre ele au migrat. Exact. Deci pentru noi, exact. Deci pentru noi, liberalizarea comerțului cu energie este vitală. Mai sunt și dimensiunea securitară, șantajul rusesc. Deci însăși posibilitatea de a importa liber și fără niciun fel de constrângere din Statele Unite înseamnă o sursă alternativă care creează o piață în raport cu Rusia care nu se mai poate comporta arbitrar în acel moment. Deci sunt aliniați toți factorii posibili, de la cei strict economici de o parte și de cealaltă a Atlanticului până la cei, dacă doriți, afectivi și securitari pentru a liberaliza chiar înaintea, deci dacă nu închidem TTIP-ul la anul, eu cred că vom avea o lege în Congres care va liberaliza comerțul cu energie înaintea TTIP-ului. Ați amintit de șantajul rusesc? Rusia arată pe toate canalele de propagandă cât de nociv e TTIP. Știm de la consultarea publică organizată de comisie în urmă cu un an, cred, că site-ul dedicat întrebărilor publice a fost inundat de troli. Aveți informații sau senzația că în lupta anti-TTIP e implicată și Rusia? Informații cu siguranță nu am. Senzația, deci dacă te uiți la Russia Today, dacă nu mă înșel și au rebranduit site-ul, mă uit foarte rar la Russia Today, dar din când mai văd excerpts în materiale de presă care vin și la mine, mă rog, selecții, unde vehemența împotriva TTIP-ului e atât de mare, încât evident că nu poți să te gândești dacă Rusia nu încearcă să, știu, mobilizeze toate pârghiile pe care le are pentru a pune rană unele răni europene, unele sensibilități europene apropo de Statele Unite, pentru a amâna sau a împiedica, dacă e posibil, acest acord. Dar ce mi-e clar, pentru că aici uneori se produce o injustiție, știu foarte mulți oameni extrem de onești, curați la suflet, care sunt sceptici sau protestatari împotriva TTIP-ului, care aș face o mare injustiție să pun cumva semnul egal între ei și Rusia. Deci sunt oameni care, și e legitim lucrul ăsta, luați ASDS-ul de pildă, a fost o opoziție feroce în anumite părți ale societății europene și Comisia a acceptat că erau lucruri care trebuiau îmbunătățite și au fost îmbunătățite. Deci am fi foarte injuși să spunem că nu ești de acord cu mine, deci ești omul rușilor sau ceva de genul ăsta. Asta ar fi un abuz groaznic. Astea fiind spuse, e vorba, da. Întrebarea mea se referea la momente sau discuții punctuale în care Rusia ar putea juca un rol sau ar putea alimenta cumva diversi vectori de opinie. În mod sigur va încerca. Deci în mod sigur Rusiei nu este deloc simpatic de TTIP-ul. Pentru că orice proiect de integrare a Occidentului face Occidentul mai puternic, orice proiect în care țări, din nou folosesc poate excesiv cuvântul, periferice, unde Rusia ale Occidentului, unde Rusia are influențe destul de mare, cu cât aceste țări se apropie de un centru de gravitate sau devin parte a unui centru de gravitație occidental, cu atât mai puțin probabil ca Rusia să le poată influența într-un fel sau altul, să aibă acolo puncte de veto. Și o ultimă întrebare legată de calitatea noastră de europarlamentar, care este atitudinea Parlamentului European față de acest acord? Cum vedeți votul până la urmă în Parlamentul European pe un acord așa cum se conturează el? Nu avem încă rezultate finale. Da. Sigur, acordul, ați spus un lucru foarte important. Acordul încă nu există. Acordul e un șantier acum, se creează. Deci e inutil și să-l venerăm și să-l urâm. Acordul există un proces. Informații legate de proces. Sigur că da. Și am avut această faimoasă rezoluție din iulie în care Parlamentul și-a verbalizat prioritățile.
pentru TTIP, care a trecut cu majoritate confortabilă, însă ar fi foarte riscant să considere cineva că această majoritate anticipează cumva votul final pe TTIP. Pentru că există foarte multă opoziție, din păcate, la familiile extreme, politice extreme, clar, da. Din păcate și în interiorul propriei mele familii politice, grupul social-democrat, colegii din Europa Centrală și de Est și o bună parte din colegii din Italia, foarte important, din Marea Britanie, o parte mai mică decât mi-aș fi dorit eu, din Portugalia, din Spania, înțeleg foarte bine, să spun, imperativul istoric al acestei negocieri. Însă avem undeva în jur de, știu, aș risca să spun 50, poate ușor peste 50% de colegi care sunt foarte, foarte preocupați de diverse aspecte. Reticenți. Da, da. Deci aici n-aș sări la, știu, concluzia că lucrurile vor trece sau vor fi ușor de reglat la votul final. Va trebui să vedem detaliile tratatului, va fi o bătălie politică probabil de proporții. Cred însă că putem trece tratatul, deci sunt sigur că putem trece, însă avertismentul meu era să nu luăm în ușor, să nu luăm ca garantat un vot final similar cu cel din vară. Deci Parlamentul e foarte plural, asta reflectă societatea, însă e mult mai sceptic legat de acest acord și în general de o relație de apropiere, de integrare economică. Vorbim de fapt de un proiect istoric de integrare economică a Occidentului. Și acest scepticism are expresie politică în Parlament, inclusiv în propria mea familie politică. Deci e principalul clivaj intern, dacă doriți, din familia social-democrată, sau unul dintre principalele clivaje, dar ăsta e, fiind o negociere activă și cu destul de multe răni sociale deschise, e un clivaj foarte activ. Deci, din punctul meu de vedere, poate sunt prea implicat pe chestiuni de comerț, mi se pare că totul acum înseamnă e comerț, însă e cel mai activ clivaj, cred eu, din familia social-democrată, TTIP-ul. Deci aici vom avea de lucru. Mulțumesc pentru participarea la interviu. Acestea au fost întrebările mele. Dacă mai există o temă sau un topic pe care nu l-am atins și ați vrea să faceți mențiuni, vă rog. Nu m-am gândit, însă poate unul, două lucruri, ceva concluzii din campania de consultare, apropo de cum ne raportăm noi românii la lume, la istorie. Am întâlnit două tipuri de atitudine, dacă doriți, în timpul campaniei. Cea foarte deschisă, inovativă, într-un firesc al relaționării cu lumea, la companii care deja de cele mai multe ori au succes pe piața americană sau pe piața românească, europeană, dar știu cu sigur că le-am căutat mai ales pe cele care erau relevante, cele cu interes și cu activitate în Statele Unite. Deci există o zonă de câștigători, de oameni care în foarte firesc sunt integrați în spectacolul acestei lumi, în economia românească și care altfel ai senzația că sunt pe altă planetă în sensul bun față de politica românească, de mizeria din jur și așa mai departe. Deci trăiesc într-o lume paralelă în sensul cel mai bun, eficient, inovativ, corect, unde contractele se respectă, unde lucrurile merg șnur. Și am întâlnit încă și o lume românească, economică, fatalistă, unde lumea se așteaptă să rezolve ministerul problemele, unde lumea mai degrabă se lamentează decât să confrunte lucrurile. Vestea bună e că realmente mi se pare că această a doua lume e în retragere, în defensivă. În scădere. Da, da. Însă am rămas cumva surprins să văd remanențe destul de puternice. Am avut așa mici flashback-uri de anii 90. Nu, 26 de ani de la Revoluție. Sunt companii românești care lucrează la Internet of Things cu cele mai sofisticate echipe din lumea asta, care e absolut fabulos. Deci se întâmplă lucruri fabuloase în România de care n-avem nici cea mai mică idee. Oameni care ignoră mizeria, scandalurile și alte lucruri care ne consumă nouă energia în fiecare zi,
și care performează și care fac lucruri fabuloase și care schimbă lumea. Și cel mai mare grad de acceptabilitate. Asta a fost o mare bucurie. Pentru genul ăsta de acord. Da, absolut, absolut. Și sunt și cei care vor câștiga. Și apoi sunt cei care vin din urmă și care, știu eu, challengerii care vor să, nu știu, am avut discuții de tipul, știu eu, Silicon Valley de România, dar de ce un tip de produs tip sau de serviciu nu s-ar putea produce sau face din România. E dezbaterea foarte interesantă și e un trend acum, o tendință în industria ITC, cred, din România, de a ne mișca dinspre outsourcing, spre produs, spre risc, spre piață, spre a ne cupla singur la piață. De asemenea, există cel puțin, știu eu, dorul de așa ceva, dorința și în industria de constructoare de mașini, de pildă. Adică sunt foarte multe companii în România care vin cu o rețetă din exterior și angajează ingineri români, mână de lucru, foarte calificată, lucrurile merg perfect. Și e bine pentru România că e așa, însă există o dorință de a avea mai mult acces la piață, actorii pasul. Români ca atare. Deci noi, de multe ori, sunt companii care au și amontele și avalul tăiate, deci ele sunt o rețetă captive a altora, care, din nou, e un lucru să nu înțeleagă cineva că e un discurs împotriva multinaționalelor sau avem nevoie, România are nevoie de toate aceste forme de manifestare economică. Însă de multe ori e dureros cumva să vezi că de fapt capitalul comercial, relațional, accesul la piață, înțelepciunea pieței și un fel de tradiție a rețelei de acces la piață în America de Nord, în Asia de Sud-Est și așa mai departe, nu există în România și acest acces la piață e mai degrabă al altora. Românii sunt cumva, știu, produc bine, însă nu reușesc să vândă. Și aceste competențe mai degrabă soft și o tradiție a interrelaționării la nivel global pe rețele comerciale și așa mai departe, lipsește. Deci, dar aici am simțit și faptul că sunt foarte mulți pionieri și sunt companii care doresc să spargă acest cerc vicios, dacă doriți, și sunt lucruri care se întâmplă, mai ales în zona ITC. Vă mulțumesc tare mult! Multă plăcere!